Da, doamnelor și domnilor, suntem din nou în ultima parte a emisiunii. Nu uitați, după pauză avem o vedetă română care a cucerit America. O să vedeți despre ce e vorba, dar și Luis Fonsi, autorul hitului Despacito, care va avea un interviu în exclusivitate pentru noastră. Până atunci, doamna medic-psihiatru Maria Roman este din nou alături de noi, pentru că am primit din partea dumneavoastră foarte multe mesaje de încurajare în legătură cu apariția doamnei doctor. Prin urmare, încercăm să vorbim despre niște situații care sunt de ultimă oră, vorbim din punct de vedere al unui specialist care să vă ofere sfatul cel mai bun atunci când, dacă știți cumva pe cineva în jurul vostru și e nevoie. Sau sunt situații de viață pe care trebuie să le privim în echilibru, nu-i așa? Așa e. Doamna doctor, am citit că Marina Alma, știți, adică da, v-am povestit noi, dacă n-ați urmărit, Marina Almașan a avut o relație de mai mulți ani de zile, 12 ani, dar practic nu au stat împreună, cu un domn Georgică Cornu. Ea a venit acum și a depus un ordin de restricție, adică să stea departe domnul Cornu, pentru că de pe 30 de numere de telefon a primit 100 de mesaje, unele dintre ele de iubire, altele foarte agresive. Și atunci întrebăm, nu neapărat vorbim de cazul ăsta, când avem de a face cu un om care nu știe, nu poate sau nu vrea să se despartă civilizat și creează o relație de dependență, domnul acesta spunând, de exemplu, eu nu vreau să fiu singur. Și atunci eu îl amestec în domnul despre care vorbim. Odată nu vrea să fie singur, vrea să se despartă și să pedepsească persoana, pe de altă parte o și vrea înapoi. Și un mix. Ce este de făcut în cazul asemenea dependențe? La noi în clinică întâlnim frecvent cazuri de abuz, că asta înseamnă un abuz fizic, emoțional. Acum, repet, nu discutăm de cazul acesta, nu, pentru că nu știm. Dar există atâtea cazuri în România de oameni care nu se despart civilizat. Foarte multe femei, cât și bărbați abuzați. Primul sfat, dacă au ajuns în această situație, e important să ceară restricție. Și mai e un sfat care mulți nu-l știu și nu fac lucrul acesta. Ideea îi ca, în general, e bine să scapi cât de repede și să nu intri în conflict. Adică nu înseamnă că trebuie să-i dai o dreptate, pe de altă parte, dar să încerc să clarific lucrurile, să am de împărțit ce e de împărțit, pentru că, în general, e pusă și viața în pericol. E adevărat că unii amenință, dar se poate și întâmpla. Și sunt femei care nu divorțează o viață întreagă, sunt cu tratamente de depresie, pentru că nu au curajul, de frică, de a nu... li se întâmpla ceva rău lor sau copiilor, și unele au și justificat, pentru că au apărut destul de multe cazuri în presă în care un om din gelozie face un gest necugetat. Da, dar sfatul meu care ar fi în general, atunci când ne alegem o relație, să fim atenți cum a fost în alte relații, pentru că dacă s-a comportat diferit, cu siguranță și cu mine va fi la fel. Și să încercăm să găsim persoane echilibrate, fără tulburări de personalitate, pentru că, în general, o persoană care e ambivalentă, care amenință, care se întâmplă... Acute mângâie, acute înjură. Există tulburări de personalitate și să nu uităm că el este 8% din populație. Și, în general, când ne despărțim, atunci știm dacă persoana de lângă noi ne-a iubit cu adevărat. Pentru că modul în care noi stăm la distanță de persoana respectivă și cum se raportează când ne despărțim, îi observăm de fapt adevăratul comportament. Pentru că atunci când o persoană mă iubi cu adevărat, chiar de dragul de a nu mai fi și suferă foarte mult, o să vreau ca binele partenerului să-i fie bine. Așa este. Dar nu se întâmplă totdeauna, sau cel puțin o persoană echilibrată nu va încerca să-ți facă rău. Dar în același timp să vedem cum apăsăm butoanele unei persoane cu probleme de personalitate, dacă există un abuz de alcool acolo, ce se întâmplă. Normal că înțelegem suferința și din celălalt punct de vedere. Și agresivitatea aceasta spune că e nevoie de iubire, dar o persoană care nu poate să facă lucrul acesta pentru ei, nu va putea nici oferi. De aceea e foarte important să observăm, să nu ne grăbim când alegem un partener. Aș indica persoanele respective să analizeze foarte bine lucrul acesta până face pasul, iar dacă s-a ajuns acolo, să nu le fie frică, pentru că nu poți să stai o viață în frică, și calitatea vieții, cât și ceea ce transmit copiilor, faptul că vor alege și ei un partener tot abuzator și vor continua în stilul acesta, încurajez foarte mult femeile să-și ceară ordin de protecție, să fie într-un fel diplomate,
să rezolve ce îi acolo, pentru că și femeile sunt care manipulează, aici, la fel fără, ca și bărbații. Fără neapărat o legătură cu cazul ăsta, sau e sau nu e, dumneavoastră veți înțelege, când există mai multe etape ale unor despărțiri, adică oamenii se mai despart o dată de două ori și revin tocmai din această frică a exact acestui gen de reacție. Ba mă înjură și după aia când devine amenințător, când vorbește și cu părinții persoanei celelalte și zice, lasă-l în pace, păi că îi mai acord o șansă. Asta e greșit. Și mai e un lucru foarte important. Atât timp cât mie mi-e frică, atrag persoanele care să mă abuzeze. De aceea recomand și persoana în cauză să meargă la un terapeut, să facă dezvoltare personală, pentru ca să înțeleagă că nu întâmplător a atras acela partenerul respectiv, și e important să rezolvăm partea aceasta de frică și să ne luăm puterea înapoi, cât să fim destul de să știm să ne protejăm într-un mod înțelept. Și în momentul când, într-adevăr, când ni se spune anumite lucruri să facem, e important în primul rând să ne protejăm viața. Adică oamenii ce aleg prima dată, dincolo de iubire, are să supraviețuiască. Și de asta de multe ori judecăm că de ce rămâne sau ce se întâmplă acolo. Dar primul lucru pe care caută oamenii e protecția. Și apoi iubirea. E important să se înțeleagă că există atât protecție cât și iubire. Și fiecare are dreptul la o viață cât mai bună și depinde de noi cum ne facem viața. Și majoritatea dau vina pe destin. Ori nu e lucrul acesta. E important să ne asumăm că nu întâmplător ne alegem partenerii și că e de datoria noastră să ne cunoaștem și să ascultăm uneori mai multe sfaturi, chiar și ale părinților. E important și să nu ne imaginăm că dacă cu alte partenere s-a terminat într-un mod abuziv, va fi diferit. Deci nu dăm vina numai pe karmă, trebuie să dăm vina și pe tot ceea ce avem noi în spate. Dom'le, așa a fost sortită, a avut numai parte de abuzatori, bară abuzatoare. Unde nu există victimă, nu există agresor. E foarte simplu. Și acum nu vorbesc neapărat fizic, ci și la nivel emoțional. Absolut. Și pentru că am studiat terapia de cuplu și familie și m-a interesat foarte mult ca persoana pe care vine la mine cu o problemă să înțeleg sistemul familiei, încât să se poată schimba ceva, încât lucrurile să funcționeze eu puțin diferit. Apropo de agresori, tocmai despre asta cumva vorbim, că există și cum sunt atâția oameni care vin la dumneavoastră fiind un medic de succes, având acest gen de tulburări la care dumneavoastră trebuie să știți ce îi dați și cum negociați, venind dintr-un orgoliu care se transformă în anumite lucruri greu de gestionat, care altfel par un gen imatur, dar e o problemă, adică cum să-mi zică mie așa ceva și după aceea începe să crească un ego care trebuie tratat. Da, și tulburarea de personalitate se poate ține sub control și tratată și cu psihoterapie, cât și există anumite forme de depresie care se manifestă cu agresivitate și puțină lume cunoaște lucrul acesta și faptul că devenim mai irascibili, că nu ne mai putem focusa și dacă mai avem și un partener care cumva ne provoacă și nu conștientizăm lucrul acesta, se întâmplă chiar agresivitate. Și e mai puțin știut, de aceea e important să cerem un specialist. Să vedem, chiar dacă decidem să divorțăm cu partenerul respectiv, să meargă împreună, ca fiecare să înțeleagă ce e acolo. Și e important să terminăm până la urmă sănătos relațiile, că acum nu discutăm de a încheia cu bucurie, dar în general e bine, sau dacă vedem că nu avem cu cine, măcar să putem să ieșim într-un mod în care să ne protejăm viața și să încercăm să înțelegem lucrurile care s-au întâmplat, că altfel repetăm scenariul în orice relație am intrat. Dacă nu-mi rezolv problema mea emoțională, voi repeta, voi atrage următorul abuzator. Pentru că la nivel inconștient genul acesta de bărbat sau de femeie atrag. Și în momentul când eu m-am echilibrat emoțional, voi schimba lucrurile, se vor schimba lucrurile și voi avea chimie
către o persoană funcțională. Da. Până atunci, poate ați observat, femeie abuzată de primul soț, a doilea, a treilea, primul a fost alcoolic, al doilea alcoolic. Deci se întâmplă lucrurile atâta vreme cât nu lucrăm cu noi și când nu suntem dispuși să schimbăm ceva. Acum vreau să vă mai zic ceva și asta ține exact și de specificul muncii dumneavoastră, pentru că nu neapărat în legătură cu cazul ăsta sau în legătură cu cazul ăsta, există oameni din familie, copii care sunt întrebați, cum poți să-l oprești? Hai să-l ducem la doctor. Și după care urmează răspunsul, da, vrea. Cum se poate face astfel încât să... Adică sunt convins că sunt mulți oameni care vin în, către dumneavoastră împinși de familie, astfel în, pentru că altfel nu conștientizează. Sunt convins că aveți oameni care nu recunosc în prima ca o problemă, nu vin ca la preot. E important din ce mecanismi spunem, pentru că dacă simte că e cu compasiune și cu iubire și nu pe parte de a, că te fac nebun și a discuta lucrurile, mulți acceptă și acceptă lucrul acesta și vin. Nu vorbim de formele de psihoze care ajung la parte de halucinații și în care nu ajung să vină, dar discutăm însă în anumite situații sau de dragul de a salva familia, pot să vină și atunci când se vine se poate lucra acolo. E singurul lucru pe care de exemplu, un terapeut de cuplu nu indică să se rămână într-o relație acolo unde există abuz emoțional și fizic. Pentru că s-a demonstrat că nu e bine nici pentru familie, nici pentru copii și cumva lucrurile nu funcționează. Mai am tot așa un precedent public de când nu ne-am mai văzut. Noi a trecut în neființă un tânăr care era un băiat de bangată, e vorba despre Andrei Versace. Amănuntele care apar în public arată starea psihică extrem de gravă prin care trecea băiatul acesta, care, unu, era abuzat din cauza faptului că depusese mărturie împotriva unui interlop pentru un prieten de-a lui, ocazie cu care a fost agresat, deposedat de bani și se înstrăinase de lume. Pe de altă parte, o agresivitate crescută, din câte am citit, în fața rudelor și a părinților, amenințându-și tatăl cu cuțitul, ca dovadă că în aceste 7 zile în care el a zăcut fără viață în apartament, n-a venit nimeni după el. E un caz tulburător apropo de starea psihică și de bolile care se pot instaura și care la un moment dat zici, domne, de ce n-a făcut familia ceva? Dar ce ar fi putut face? Cred că educația și modul în care noi învățăm cumva despre substanțe, despre ce se întâmplă cu starea psihică, despre relații, pentru că sunt, cazul, doar vorbim ce de dependențe aici și de depresii. În familii, pentru că am prin internet voluntare, văd la cabinet silnic și cumva cazuri care, în general, partea de agresivitate și de repulsie și care se manifestă din partea persoane care are o suferință psihică, poate să fie, atunci îndepărtează pe cei dragi, îndepărtează prietenii și asta ar fi un semn care e destul de serios și că e important să fie cineva acolo. De obicei, dacă au o familie, mamă, tată, acum se spune că părinții ne iubesc necondiționat, dar am întâlnit și cazuri în care s-a vorbit foarte urât în momentul când am vrut să externez pacienta, venind cu asistentul social chiar zilele trecute, în care mama s-a adresat foarte urât, în care a zis că doamnă, eu vreau copilul să-l văd de la morgă, nu de aici. Doamne, și am rămas foarte șocată să văd că sunt și părinți care își neagă copiii și care nu înțeleg, care nu au un mediu de educație. Bolile psihice sunt destul de serioase, au crescut foarte mult, mai ales consumul de substanțe. Chiar înainte de a veni, trebuia să dăm o statistică câte paturi avem pentru adicții, câți pacienți au fost în ultimul an, care sunt cele mai frecvente substanțe. Cert e că e important că până la urmă situații de suferință, avem familia lângă noi, iar familia sau unii dintre prieteni, când observă că s-a modificat în comportament, care prietenul meu sau prietena mea nu mai răspunde sau s-a întâmplat ceva, să încerc să o contactez sau să discut și să încerc să iau legătura cu familia astfel încât să nu se ajungă la tragedii. E adevărat. Pe de altă parte, sigur, aici lumea, părinți și familia se poate îndepărta într-un asemenea caz și în urma comportamentului deviant. Aici, după aceea, sigur, regretele sunt enorme, dar
sunt convins că aveți multe cazuri de oameni care tocmai în urma consumării substanțelor și unor substanțe și a evadării din lumea în care se află, ajung la tratamente. Băiatul ăsta a fost dus la dezintoxicare, n-a folosit la nimic, adică a fost o luptă acolo. Pe de altă parte, trăim într-o lume în care oamenii se îndepărtează tot mai mult de realitate. Da, și nu se întâmplă numai că provine dintr-o familie bogată. Întâlnim și la familii defavorizate, la fel de frecvent. Probabil care provine dintr-o familie care își permit financiar, încă se mai poate face de multe ori câte ceva, dar sunt foarte multe familii dezorganizate, acolo se întâmplă, pentru că în realitate tinerii caută de a găsi o formă să-și atenueze suferința, de a căuta plăcere, de a se simți integrați și tot pe un dezechilibru emoțional. Ori noi, ca societate, e important să facem câte ceva și să facem din timp. Se spune că dacă vrem să vedem rezultate în adicții, trebuie să facem astăzi ca să vedem rezultate pentru copiii noștri peste 10 ani. Și se spune că cu cât dependența e mai... de mai multe substanțe, atâția ani a durat ca și timp, atâția ani de terapie trebuie să facem. O, Doamne! Da, doamna doctor a fost aici alături de noi. Mulțumim pentru aceste lucruri foarte importante. În sighetul Marmației este doamna doctor, deși o vedeți foarte des în studiourile de televiziune și vă putem... Și în București. Și consult chiar și online. Așadar, deci online pentru cei care nu pot fi aproape și... Doamna doctor se deplasează pe scadă. Dovadă că va merge la Teatru Tănase, pentru că i-am dat o invitație pentru duminică. Chiar și mulțumesc mult. Îi mulțumim foarte mult. Îi mulțumim și vă rugăm să o căutați, că e un specialist foarte bun. Mulțumim. Mulțumim După mult. Pauză, Luis Fonsi și un moment...